Bun găsit tuturor! Sunt Camelia Buligoanea, psihoterapeut, și vă prezint emisiunea Eu sunt la Terranova TV. Această emisiune vă oferă resurse înțelegere, motivație, sens și semnificație pentru cunoașterea și evoluția sinelui și pentru o viață trăită conștient. Invitata acestei emisiuni este Maria Valeria Stănculea. Este psiholog și psihoterapeut. Bine ai venit, dragă Valeria! Este o mare bucurie, o plăcere și o onoare să te avem alături de noi la Terranova TV. Îți mulțumesc frumos! Mă bucur să mă aflu aici, în acest cadru, alături de tine. Îți mulțumesc de asemenea și pentru valoroasa temă și informațiile pe care ni le-ai pregătit să ni le oferi. Tema emisiunii este despre importanța alianței terapeutice dintre părinți și terapeut, da, specialiști despre în legătură cu terapia copiilor, da, legată de consilierea psihologică a copilului, de terapia familiei, de psihoterapia copilului acolo unde este necesar. Tu ești specializată printre specializările tale și pe terapia cu copilul. Da. În prezent am absolvit facultatea și ulterior masterul în psihologia copilului, din perspectiva asta clinică și psihoterapeutică. Atât a copilului cât și a familiei. Atunci când lucrăm cu copiii, este esențial să implicăm părinții, să creăm un spațiu de suport pentru părinți și atunci acest lucru pentru mine și personal este extrem de important și cu atât mai mult când vedem mai mult rezultate pe zona asta de lucru în echipă cu părinții și cu întreaga familie. Dacă sunt îngrijitori, dacă sunt copii adoptați, cu tutorii copilului. Uneori lucrez cu mătușile sau cu bunicii, și atunci familia este cea care este esențială pentru dezvoltarea și vindecarea copilului. Copiii tăi, cei cu care lucrezi în terapie, ce vârste au? Au o vârstă variată, de la 3 ani la 12-16 ani, am lucrat cu copii și de 16, chiar și tineri adulți de 22, însă astăzi, în special, aș vrea să aduc aici lucrul cu copilul și cu familia. Aici ne referim în principiu la copiii până în 10 ani. Până în 10 ani. Sunt multe de spus, nici nu știu ce să te întreb mai întâi. Cam care ar fi anumite semne sau situații în care un părinte apelează la tine pentru terapia cu copilul lui? În primul rând, părinții observă copilul lor și observă anumite semne ce îi îngrijorează de regulă. Sau semnele acestea deseori sunt comportamentale și atunci poate observă că este dificil să se integreze în mediul școlar, poate observă că este greu să stea cu emoțiile sale și să le gestioneze, se frustrează deseori sau este foarte trist, perioade lungi, sau din contră are comportamente care merg în zona asta de violență spre ceilalți, spre el însuși, în relație cu părintele. Și atunci când părintele observă aceste comportamente și conștientizează că ar fi nevoie să facă ceva în privința asta, este conștient de acest lucru, de regulă apelează la un specialist, la psihologul școlar, dacă dificultatea copilului este în mediul școlar mai mult, apelează la rude, se consultă să înțeleagă dacă sunt normale aceste comportamente, dacă este ceva mai mult de atât și atunci când au resurse părinții, nu ne referim aici doar financiare, ne referim în primul rând la gradul acesta de conștientizare al părintelui și la resursele lui proprii de a se implica, să ducă fizic copilul la terapie, da, să se implice emoțional în procesul copilului. Și de regulă, deseori părinții ajung la terapie cu copiii mai mult când este un pic mai târziu, adică când și părintele a epuizat propriile sale resurse ca familie, da? Și atunci poate se simte copleșit de situația aceasta cu copilul, poate este dezamăgit, este chiar furios de tot ce se întâmplă, nu înțelege și atunci ajunge și el să fie implicat și, și din neputința de a mai face ceva concret în privința asta. Ce percepe copilul când este adus de părinte la terapie? Ce ai observat tu din practică? Ce își imaginează copilul? Depinde de vârsta lui. Da. Sunt copii care vin, da, noi în terapia, cu copii avem un spațiu foarte primitor, amenajat cu tot felul de jucării specifice pentru obiectivele noastre terapeutice și de regulă copilul asociază cu jucăoșenia, cu joaca, da? Când vin la terapie. Copiii mai mari care sunt un pic mai conștienți poate de dificultățile proprii sau de dificultățile în relație cu ceilalți, ei de regulă încep să opună un pic de rezistență sau au nevoie să înțeleagă mai bine teoretic de ce merg acolo. Copiii mai mari cam pe la ce vârstă? De la 11-12 ani, da, sunt copii chiar și de la 10 ani care au nevoie de aceste informații, însă eu invit părinții atunci când mă sună la telefon pentru prima dată, când sunt contactată, invit părinții de regulă, indiferent de vârsta copilului, să-i pregătească în acest sens, să le transmită că vin la Valeria, în acest caz la mine, da? Că sunt îngrijorați legat de motivul pentru care doresc o opinie, da? Și vor să meargă împreună să vadă cum pot să soluționeze asta sau să înțeleagă mai bine ce se întâmplă, astfel încât să primească mai multe resurse ca familie. Da? Și atunci când copiii deja primesc această informație, da, clară, care, uite, mergem la Valeria, da, vorbim un pic cu ea, ne jucăm un pic, învățăm cum să ne jucăm împreună, cum să ne conectăm unul cu celălalt, copiii au o predictibilitate, știu ce se va întâmpla acolo, din mare, și acest lucru este o nevoie a lor de a cunoaște și atunci asta îi ajută. Chiar și de la 6 ani, de la 7 ani, da, deja le face bine această pregătire. Cum lucrezi cu părinții? Cum stabilești cu părinții, spunem noi, alianță terapeutică? Da. Sunt părinți care vin la terapeut și zic, uite, el este... fă ceva cu el și îl las acolo în cabinet și consideră că nu la copil este o problemă. Da, da. Cum gestionezi aceste situații? Am început lucrul cu părinții de acum 5 ani, deci sunt încă tânără, la început oarecum, și ceea ce mi-am propus a fost să nu merg cu această credință, cu această idee că părintele mi-aduce copilul și asta este, doar cu el lucrez. Așa că din start le transmit metoda mea de lucru, da? Care din start implică și părintele. Desigur, au fost momente în care, de exemplu, lucram la un centru de copii, unde părinții aveau resurse foarte limitate să conștientizeze ce îi se întâmplă copilului, să aibă un pic mintea, da, energia de asta, de a se implica, de a-l aduce, da? Pentru că aveau nevoie de bază de acoperit și nu și le permiteau, sau erau copleșiți de alte probleme pe lângă cea al copilului. Da? Și atunci, în primul rând, încerc să fiu foarte nu înțelegătoare, dar non-judecativă, pur și simplu să uneori nu pot să accesez atât de mult părintele de la început. Însă ceea ce am observat a fost că treptat, da, și noi când vorbim de copii și de lucru cu copiii, vorbim de un proces, da, de mai multe întâlniri, da, uneori luni de zile în care ne vedem o dată pe săptămână, alteori chiar ajungem, da, să facem un an de terapie, 2 ani de terapie, în funcție de ritmul copilului, de ritmul familiei, da, și de resursele lor de a se angaja în acest proces. Și atunci eu îmi dau timp, le dau timp lor ca familie și părinților, în acest caz, să facă atât cât reușesc ei în, da, în timpul lor și în disponibilitatea lor de a se implica. Însă de fiecare dată un pas extrem de important a fost pentru mine să implic atât mama cât și tatăl. Da? La prima întâlnire de fiecare dată încep cu ambii părinți, mai ales în cadrul cabinetului meu individual de psihologie, unde mă simt mai liberă în acest sens, însă chiar și, da, când lucram ca psiholog la început de profesie, unde mă adresam unor categorii mai mari de, de oameni, da, de beneficiarii, spuneam noi, la acest ONG, chiar și acolo de fiecare dată invitam celălalt părinte, da? Chiar dacă nu venea, dar îi transmiteam acest mesaj sau îl rugam, dacă era un caz de divorț, da? Să mi se dea contactul celuilalt părinte telefonic ca să pot să-l sun, da? Chiar dacă nu se implica imediat sau nu dorea pur și simplu. Și atunci această ușă deschisă în timp se vede foarte mult și vin ușor, ușor către. Cumva rolul părintelui în, acest proces terapeutic continuă și acasă? Și cum te ajută pe tine să setezi cadrul acesta de lucru? Sau ce faci mai întâi ca să setezi, să menții și să ai și feedback? Păi, înainte aș aduce cumva în discuție modalitatea de lucru pe care eu cel puțin am învățat-o, și care am observat de-a lungul practicii, îmbunătățind pe alocuri, și adaptând în funcție de nevoile familiei. Încep cu această primă întâlnire de cunoaștere, să stabilim dacă este nevoie întâi de o evaluare pentru a înțelege mai bine, da, dinamica familială, motivul pentru care au venit, da, cu copilul la un psiholog, să înțelegem funcționalitatea copilului pe toate ariile sau pe ariile principale. Ce înseamnă asta? Ne uităm un pic, plecând de la observațiile părinților și de la îngrijorarea lor, mergem să vedem cum este acest copil din punct de vedere comportamental, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere relațional, de exemplu, și să vedem care sunt plusurile acestui copil, plusurile familiei, mediului, ce îl susține pe acest copil să crească armonios și care sunt factorii de minus, care sunt obstacolele care întăresc problema copilului, dificultatea cu care se confruntă. Poate că ține de el, de o predispoziție genetică sau de altă natură, sau poate că ține de mediu, de familie, de mediul mai larg, de zona unde locuiește, de exemplu, acolo unde poate acest copil nu are contact cu alți copii și atunci, de exemplu, nu socializează atât de mult, și atunci asta poate să împiedice într-o anumită măsură, o dificultate a lui. Terapia copilului este foarte largă și vastă, și atunci, acum că vorbesc despre asta, nu aș vrea să fiu prea abstractă, așa că o să te rog să-mi spui dacă eu aduc mai mult, cred că mai multe ca exemple. Să fii mai concreți, să vii cu un exemplu sub faptul că păstrăm confidențialitatea informațiilor, dar poate să ne detaliezi, să ne spui într-un mod simplu și cursiv și pentru înțelegerea noastră ce înseamnă terapia cu copilul. Adică am înțeles de unde pornim, da, de la care ar fi semnalele, am înțeles că e important rolul părinților atunci când îi contactești la o primă evaluare, dar și pe parcursul terapiei, dar este important să vedem și aspectele pe care tu lucrezi de dezvoltare ale copilului și cu ce plan de intervenție vii acolo. Da. Și am început cu partea asta de evaluare esențială, unde părintele observă sau și școala transmite aceste observații în mediul școlar. Părintele contactează specialistul, psihologul, logopedul în alte situații, psihologul școlar. Și după partea asta de evaluare, care durează mai multe întâlniri, dacă este o evaluare mai amănunțită, așa cum este bine să o facem, și deseori, din păcate, nu se practică atât de riguros, să fie un spațiu de anamneză pentru a înțelege istoricul de dezvoltare al copilului, să fie o evaluare multimodală, unde implicăm și părinții, implicăm și copilul ca evaluare directă, unde vedem și părintele în relație cu copilul, sau primim și feedback-ul școlii, de exemplu, apropo de modul în care folosim instrumentele noastre ca psihologi clinicieni, și se încheie această evaluare cu o parte de feedback, de restituirea rezultatelor și recomandărilor. Aici vom seta mai exact, acolo unde este necesară o intervenție cu copilul, vom stabili, de regulă stabilesc împreună cu părinții, și dacă copiii sunt mai mari, chiar și pe ei îi întreb care sunt obiectivele pe care doresc ei să lucrăm. Pentru că este posibil să, în primul rând, să nu le putem adresa pe toate și este nevoie să vedem care este prioritatea pentru familie și cât este fiecare dispus să se implice. Și atunci, de regulă, sunt trei mari intervenții. Partea de terapie individuală cu copilul, unde aduc tehnici de lucru mai degrabă prin joc, sau expresiv creative, folosim arta, pictura, muzica, dar și conversația, poveștile. Folosim tot felul de instrumente, miniaturi, joc în nisip, aici este o creativitate imensă și învăț foarte mult de la copii. A doua intervenție, și cea pe care aș vrea să ne focusăm mai mult astăzi, este cea a consilierii parentale. Aici este resursa pe care în acești ani, mai ales în ultimii 2 ani, am văzut-o ca fiind cea mai prețioasă, care face diferența între lucrul ca și rezultate, să zicem. Aici se vede cel mai mult. Apropo și de întrebarea ta, ce fac după părinții acasă? Și a treia intervenție este lucrul pe relație, unde invit și copilul și părintele sau ambii părinți în același timp, în același spațiu. Și acolo lucrăm toți împreună. Deci ce înțeleg eu acum este că această consiliere parentală este un element cheie al terapiei cu copilul. Poți să ne oferi mai multe informații și de fapt ce se întâmplă în aceste ședințe de consiliere parentală? Aici este o descoperire, practic, săptămână de săptămână, deși consilierea parentală nu o facem săptămână de săptămână. Eu, cel puțin, îi chem pe părinți odată la 5-6 săptămâni de lucrul cu copilul. Deci această consiliere parentală este de susținere pentru copil și este un spațiu, în primul rând, al părinților, al adulților, în rolul de părinte. Da. Unde părinții, în primul rând, îl înțeleg treptat mai bine pe copilul lor, înțeleg ce fac eu ca terapeut, și este acel spațiu unde se armonizează și părinții între ei. Deseori asta observ, află unul de la celălalt, sunt mai buni observatori treptat și fac o echipă mai bună. Însă, apropo de exemple, deseori, la început, este un oarecare, nu chiar conflict între părinți, însă o diferență substanțială în stilul lor de a, de a crește copilul, și atunci poate uneori se judecă unul pe celălalt, poate unul dintre părinți traversează o perioadă mult mai grea, și se simte mult mai copleșit și atunci învață în cadrul consilierii parentale cum să se suporte, dar și să se susțină unul pe celălalt în acele momente. La ședințele de consiliere parentală, copilul nu participă. Nu, nu. Este exclusiv cu părinții. Situații în care unul din părinte nu vrea să participe, ai avut, presupun, ce se întâmplă? Este același spațiu, același cadru, însă lucrez direct cu acel părinte. Nu implicăm cealaltă parte. Mai ales în situațiile de divorț. De divorț, sau, de exemplu. Dar și în situațiile unde, de exemplu, este un copil adoptat și l-a adoptat doar mama, doar o mamă. O mamă care nu are un partener, la asta mă refer, sau situații în care părintele este implicat, dar este foarte ocupat cu munca. În general se mai întâmplă să vină mama mai des și mai puțin tatăl. Să spunem că unul dintre părinți, nu are o idee bună despre terapie, că se întâmplă, de exemplu, mama vrea să aducă copilul și partenerul nu vrea, sau soțul nu vrea să aducă copilul la terapie. Încep terapia și ce se întâmplă? Accepți? Da, cu siguranță accept. Pentru binele copilului. Acolo unde nu este o situație de divorț, dar chiar și în cazul situațiilor de divorț, dacă ambii părinți își exprimă acordul în scris, chiar dacă nu se implică unul dintre cei doi, eu pot să lucrez. Deci ai nevoie de acordul scris al ambilor. Al ambilor, și chiar și în situațiile acestea unde, din N motive, un părinte nu dorește sau nu poate să ajungă, să se implice fizic și emoțional, eu lucrez cu părintele care are resurse. Și este foarte în regulă. Este foarte în regulă. Este atât, lucrez cu cine poate, cine este dispus, Și asta cred că este mult mai important decât să ne uităm la cel care are rezistențe. E posibil ca celălalt părinte ușor, ușor să aibă propriul lui proces de conștientizare sau propriul lui ritm de a își înțelege copilul, Terapia nu este singurul mod, Și atunci, pentru mine, cel puțin în practica mea, nu au fost prea multe situații de genul acesta, pentru că veneau treptat. Nu veneau 3 luni, dar a 4-a lună, vin ei sau de regulă stabilești tu cu ei? Sau de regulă îi invit eu. Îi inviți tu. Dar aici mă refeream la un părinte mai rezistent inițial, mai sceptic. Au fost situații, și de regulă fie părintele vedea ceva la mamă diferit, și încerca măcar să fie curios și să dea un telefon sau să încerce. Părintele vedea la mamă sau cum? Mă refer aici la tătici. Am la mai tătici. Avut vreo 3 situații unde tăticii inițial erau mai sceptici sau erau foarte ocupați cu munca, și atunci delegau mamei și responsabilitatea asta. Și ceea ce am observat în toate cele 3 situații a fost că în moduri diferite, fie unul m-a sunat și am vorbit 10 minute, da? Și apoi am mai vorbit încă jumătate de oră pe partea asta de evaluare, mă refer. Fie o altă situație, părintele a intrat în cabinet, da, mama doar vorbea, dar el asculta. Da. Dar e prezent. E prezent, da, și atunci a intrat măcar în contact, într-un contact inițial, da? Și sunt diferite situații de genul acesta care mă uimesc și pe mine pe parcurs ce le trăiesc alături de părinți. Eu simt că am învățat enorm de mult de la ei, bineînțeles de la copii nu mai spun, însă și eu eram un pic rezistentă inițial în lucrul cu părinții și văd că prin empatia asta și a înțelege că ceea ce pot să fac eu ține doar de mine, în rest am nevoie să respect alegerea, indiferent care este, da? Să o respect a părintelui, dar totodată să deschid acea ușă ușor, ușor. Pentru mine asta este ceva, da, care mă ajută în practica mea cu copiii și familiile. Am reținut că aplici tehnici de joacă cu copiii, da? E foarte important să ne jucăm și noi ca părinți, dar și în terapie. Poți să ne vorbești despre jocul ca modalitate de terapie? Mai nou acum... Sau despre tehnicile pe care le folosești? Ai spus tehnici creativ-expresive, da? Sunt o anumită parte de tehnici care implică desenul, modelajul, pictatul, jocul cu plastelina, da? Însă terapia prin joc, ca și abordare specifică în lucrul cu copilul, eu o explorez în toate manierele posibile și eu nu sunt de fel creativă. Eu am învățat, chiar ca și om, să mă joc cu acești copii, da? Și acum mă uimesc pentru că am un caz unde chiar părinții au fost dispuși, au avut resurse în procesul lor ca familie, în lucrul cu mine, să aplice asta săptămânal acasă, în forma asta de terapie filială, unde părintele nu doar învață inițial să se joace cu copilul în terapie și apoi o iau ca o provocare și fac o dată pe săptămână un joc special cu părintele, între un părinte și un copil. Ce ai observat? Ca beneficii, ca creșterea relaționării, interconectării. Enorm. Ce ai observat? În primul rând, conectarea părinte-copil este mult mai deschisă, prezentă, autentică. Părintele, în special părinții care sunt mai hiperprotectivi sau care din contră tind să facă ei totul, și atunci cumva încalcă spațiul acesta al copilului, unde să poată să se manifeste și larg și deschis, fără prea multe bariere sau limite. A crescut enorm de mult partea asta de a pune limite, de protecție și nu de din zona asta judecativă sau din teamă a părintelui. Am observat de asemenea părinți care se conectează cu emoțiile copiilor. Chiar zilele trecute și nu este tot timpul plăcut, uneori este dureros, uneori vedem cum unul dintre părți, fie tăticul, mama, fie copilul, pleacă din relație. Okay. Pleacă ce se despart? Sau pleacă din relație în sensul că, de exemplu, dacă părintele tot îi spune ce să facă, tot insistă, tot îi dă el prea multe direcții sau, din contra, nu însoțește copilul în joc, la un moment dat copilul ce face? Fie începe să manifeste lupta asta de putere și atunci poate ia jucăria și o trântește, poate spune nu mai vreau să mă joc cu tine, fie iasă din relație în sensul că se aplatizează, nu mai are chef de joacă, nu mai e stimulat sau nu-i mai face plăcere acel spațiu cu părintele și atunci se retrage ușor, da? Și atunci provocarea, unul dintre obiectivele pe relație este aceasta de a sta unul în respectul celuilalt, da? Și în modalitatea asta de a crește împreună, unde și eu ca părinte învăț ceva și tu ca copil al meu înveți ceva din relația noastră. Ai și ședințe comune, am înțeles, anterior, conversații noastre. Îi urmărești de la distanță sau cum faci? Cum se derulează astfel de ședințe? În prima parte, în partea de evaluare, ședințe comune părinte și copil. Da, terapia de familie, o numesc eu. Da? Așa, de fapt, îi se spune. Da. În prima parte încerc să fiu foarte obiectivă și să le ofer un cadru cât mai spontan și atunci, în cadrul de evaluare, eu ies din cabinet, din camera de joacă și îi lăs pe părinți să se joace, însă ei sunt filmați în acest timp, da? Și apoi cu părinții discutăm pe tematicile jocului, pe ce am observat eu în joaca lor și observ aceste lucruri după anumite criterii, da? După o anumită structură. Iar ulterior, în partea de intervenție, ne adresăm punctelor minus ale relației. De exemplu, acolo unde un părinte este prezintă deseori critică, judecată față de copil, da? Sau foarte des părintele care se focusează doar pe sarcină, pe să învețe copilul, să-l ajute el, da? Foarte mult, da? Și atunci obiectivele pot să fie foarte diferite, dar care să îmbunătățească acea latură, fie a copilului, da? Poate este un copil rezistent, opoziționist în comportamentele lui. Ce înseamnă rezistent? Spune, nu vreau să mă joc cu tine. Da? Sau nu-i place nici aia, nici aia, nici aia. Dar nicio variantă pentru el nu este bună. Da? Acolo observăm că relația lor nu este una sigură, nu este una care să favorizeze. Da, da. Și atunci obiectivele sunt pe ambele părți, da? Și a părintelui și a copilului, astfel încât să stea bine împreună, să stea într-un mod susținător pentru dezvoltarea copilului, da? Și părintele ușor, ușor, prin aceste jocuri, unde eu în partea de intervenție mă implic, da? Sunt proactivă, merg cu sugestii către părinte, îi oglindesc uneori faptul că a făcut foarte bine sau că am văzut efortul lui, efortul mamei, de exemplu. Și deseori aduc partea asta de reîntregire, de vindecare, acolo unde în relația lor au fost rupturi. Da? Fie din cauze externe, nu știu, a fost un accident în familie sau a decedat cineva, da? A fost ceva foarte greu pentru copil de dus și părinții nu au reușit să stea cu el în acel moment așa cum avea el nevoie, da? Mă refer aici poate dacă a fost un caz de exemplu de deces, se mai întâmplă. De ce? Sau uite câte cazuri sunt de părinți plecați la muncă, în străinătate și cu copii lăsați în grija bunicilor sau a mătușilor. Da, exact. Dar ce se întâmplă? Sau dacă ai avut cazuri în acestea mai speciale? Mai speciale, unul mai special de atât nu l-am mai avut, respectiv acest copil care... cu care trauma lui de abandon, cred că e imensă. Da, așa este. Unde ambii părinți au plecat, din motive întemeiate, într-un fel, și copilul a rămas cu mătușa și ideea este că acolo, cu cine lucrez eu este cu el și cu mătușa, de exemplu. Nu mă pot adresa părinților, pentru că ei nu sunt implicați în proces, copilul fiind în protecția și legală a mătușii în acest caz. Și atunci intervenția mea nu va fi una profundă, da? Nu va merge în zona asta de vindecare a abandonului, ci va fi una mai la suprafață, unde îl ajut pe copil ușor, ușor să acumuleze, să deschidă alte resurse care pot să-l ajute să se adapteze cât mai sănătos posibil. Da? Știm că în momentele de durere noi apelăm la orice tip de resurse. Da? Creierul nostru este atât de inteligent și de tare în acest sens, încât merge în orice direcție, doar ca psihicul nostru, eul nostru să supraviețuiască. Însă nu tot timpul acele resurse sunt cele mai adecvate pentru copil, da? Sau după o perioadă nu mai sunt la fel de bune. Însă copilul rămâne cu acea modalitate. De exemplu, aici se protejează enorm de mult acest copil și în relație cu ceilalți copii este mai degrabă agresiv, agresiv-violent mă refer, dar nu în sensul de a se apăra, ci mai degrabă de a se apăra în sensul ăsta, să nu mai fie abandonat din nou, da? Să nu piardă un prieten, mai degrabă nu am prieteni, da? Sau dacă percep eu ca copil că mi-ai greșit în vreun fel, da? Acum îți arăt, ok? Și acum merg spre tine și poate dau în tine ca copil, da? Asta mă refer la nivel inconștient că se întâmplă deseori și că este unul dintre mecanismele care nu-l ajută pe copil, da? Însă el încearcă să se apere mai degrabă. Și atunci ceea ce fac cu el e în primul rând să mă conectez cu el, da? Să-i ofer spațiu, enorm de mult spațiu, să exploreze mediul, să exploreze cum este să fie într-un mediu liniștit în primul rând. De fapt, reconstruiești acea relație de siguranță și de conectare pe care... nu regăsește în limitele pe care alianței terapeutice le putem avea. În acel cadru de o oră în care stăm împreună, dar unde îi transmit de fiecare dată când ne vom vedea a doua dată și fac în așa fel încât să fie sigur că ne vom vedea, unde lucrez și cu mătușa lui și atunci este ceva ce el știe cumva că se întâmplă și că are loc pentru o anumită perioadă cel puțin. Ca resurse menționai că îi aduci resurse sau să fie capabil să activeze noi resurse. Și sunt foarte capabili. Sunt. Poți să dai 2-3 exemple? De exemplu, tot așa, în situațiile acestea unde copiii au nevoie de siguranță. Este această fetiță care la fel se consideră și este percepută de ceilalți diferită, ciudățică, vorbește foarte mult sau tinde să fie autoritară în jocurile cu ceilalți, să nu bage în seamă atât de mult emoțiile, trăirile celuilalt. Cu fetița aceasta, în jocul, în lada noastră de nisip, unde deseori explorăm interiorul copilului, psihic al copilului, a activat tot felul de povești unde îmi arăta efectiv ce se întâmplă în relația ei cu celelalte fetițe, cu ceilalți copii. Respectiv multă bătaie, multă marginalizare, multă haos, Și ușor, ușor am adus ea, a ales personaje susținătoare. În primul rând a ales o zână, cu aripi, apoi a adus-o pe mama ei, a adus un doctor, ușor, ușor în crearea acestei povești, unde nu este singură, tot timpul. La un moment dat a adus un cățel, și apoi ușor, ușor a mers către alți copii, către reapropierea cu copiii. Și această fetiță, într-o altă ședință, de exemplu, am construit un cort împreună în cabinet, unde l-a putut modela și personaliza exact așa cum își dorea ea, unde s-a simțit, da, în spațiul ei, în intimitatea ei, cu căldură, a adus, da, pătură, perne, a adus un șarpe colorat, flori, da, pietre prețioase pe care le-a așezat foarte atent, da, deși ea este destul de haotică și dezorganizată ca și... Ce avea nevoie de... Exact, exact. Și când am stat acolo, a pus, da, uite ce pot să fac când sunt mai tristă, să-mi iau căștile să ascult muzică și le-a așezat pe o foaie cu culori, da, toate resursele ei. Pot deci să mă îmbrățișez, să o îmbrățișez pe mama, da, pot să merg să îmi cer scuze de la o prietenă la care țin și cu care m-am certat poate într-un moment, da? Și aceste lucruri le conștientizează și le aduce sub multe forme. Foarte, foarte frumos. Acum către final, dacă ar fi să ne lași un dar de creștere sau un mesaj cheie pentru telespectatori, care ar fi acesta? Ce repede a trecut timpul. Da. Da, eu ceea ce îmi doresc să transmit părinților este în primul rând că nu sunt singuri. Acesta este mesajul meu. Nu ești singur. Ești, în primul rând, într-o familie, da, în familia ta, tu ca părinte, tu ca copil, da? Și deseori văd copii care se simt singuri, văd părinți, mame, tătici, da? Care se simt singuri. Și asta aș vrea să le transmit, că nu sunt singuri, au nevoie ușor, ușor, în ritmul lor, da? Să ceară ajutor, da? Să spună că au nevoie între ei, între oamenii apropiați, către un specialist, către școală, da? Către copil. Și să primească, să se lase ajutați, pentru că sunt două lucruri foarte diferite și care se complementează. A primi și de a se lăsa ajutați? Da. Ai zis, da. Îți mulțumesc mult, Valeria, ești un om special pentru mine și pentru activitatea ta. Mult. Și tu pentru mine. Și te admir foarte mult. Ai cumva și un moto personal care te ține în această energie a lucrului cu copiii? Da. Pentru că nu întâmplător ți-ai ales această specializare și eu simt că tu rezonezi foarte mult pe latura asta. Da, este metamorfoza, dar n-aici. Metamorfoza, da. Este un motto care acum nu-mi vine exact în minte, însă ideea principală este că de la o omidă neajutorată, care se târăște pe jos, da, poate să devină, după un proces, după o călătorie, un fluture colorat, da, care zboară, care are libertate. Asta îmi doresc pentru fiecare copil și pentru fiecare familie. Îți mulțumesc, draga mea. Te mai aștept și cu altă ocazie la noi la Terranova TV. Mulțumesc. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim că ne urmăriți și nu uitați, viața este o călătorie a descoperirii de sine. Vă așteptăm cu drag la o nouă emisiune pe curând.